Salut, mă știți deja, sunt Ioana Mașca și astăzi ne vom ocupa de con. Două vase, unul în formă de con și un pahar au aceeași capacitate. Raza conului este R și înălțimea H, iar diametrul paharului este de 2R. Vasul în formă de con conține lichid care se ridică până la jumătatea înălțimii sale. Până undeva aici avem lichid. Răsturnând vasul cu vârful în jos, astfel încât baza să fie orizontală, cred că am zis invers, până la ce înălțime se ridică lichid? Haideți să aflăm până la ce înălțime se ridică lichidul din vas. Vasul se presupune a fi închis. Deci, când vasul este cu baza în jos, cazul acesta, da, după cum spuneam, lichidul are forma unui trunc de con cu raza mare R și înălțimea H pe 2. Raza mică a trunchiului de con, deci aici, haideți să ducem înălțimea, aici voi avea H pe 2, raza mare, iar raza mică va fi R pe 2. În poziția a doua, nu m-am încurcat, după întoarcere, lichidul va avea forma unui con. Aici va fi. Asta va fi toată plină. Ne interesează până unde se ridică lichidul. Conul va fi de rază R, raza mică, rectific aici, raza mică, va fi R mare supra 2. De ce să nu notăm cu aceeași literă două lucruri diferite? Notăm cu R, raza aceasta, pe care o căutăm și notăm, ne interesează până la ce înălțime se ridică apa din vas. Ce facem? Păi să trecem să scriem. În primul caz, volumul de apă, pentru că este într-un trunc de con, da? Aici, acesta este un trunc de con. Pentru volumul de apă vom aplica formula trunchiului de con. Formula volumului trunchiului de con. N-am făcut nimic. H supra 2, da, asta fiind înălțimea, raportându-ne la înălțimea conului, pe 2, pe 3, da, din formulă, ori raza mare pe 2 la pătrat plus raza mare la pătrat plus raza mare ori raza mică, ceea ce este raza mare pe 2 și asta, după calcule, înseamnă 7 pi raza mare la pătrat ori înălțimea supra 24. În poziția a doua, lichidul are forma unui con, da? Am spus noi, de rază R și înălțime X. Ce vom avea? Conul, haideți să ne întoarcem puțin. Din nou, dintr-o asemănare, raza mică supra raza mare va fi X supra înălțimea conului. Și să scriem. Adică, raza mică supra raza mare va fi egală cu X, înălțimea pe care o căutăm, supra înălțimea conului. Scoatem frumos de aici raza mică, ca fiind raza mare ori X supra H. De ce facem asta? Ca să ne rămână o singură necunoscută. Volumul este volumul unui con acum, care este egal cu pi pe 3 ori înălțimea, X în cazul nostru, ori raza la pătrat, adică R pătrat ori X pătrat supra H pătrat, avem R pătrat
x la a treia pi supra 3h pătrat. Volumul de apă fiind același, nu ne rămâne decât să egalăm aceste relații și să obținem 7 pi r pătrat ori h supra 24 egal cu r pătrat x la a treia ori pi supra 3h pătrat. Simplificăm, împărțim toată relația prin pi r pătrat și după ce înmulțim mezii cu extremii, ajungem că 7 ori 3 h la a treia vor fi egali cu 24 de x la a treia. De unde avem că x la a treia va fi egal cu h la a treia pe 7 supra 8 pe care scriem ca 2 la a treia și găsim x-ul ca fiind h radical de ordinul 3 din 7 supra 2. Ce înseamnă radical de ordinul 3 din 7? Înseamnă acel număr care ridicat la puterea a treia ne dă 7. Bun. Haideți să ne întoarcem în problemă și să vedem dacă lichidul se toarnă în pahar, paharul nostru fiind un cilindru, până la ce înălțime se ridică acesta. Păi să vedem. Știm că volumul cilindrului este pi. Știm că diametrul cilindrului este 2R, deci raza cilindrului va fi R, R pătrat ori înălțimea pe care o notăm cu Y și știm că este egală cu 7 R pătrat pi ori H, înălțimea pe care o căutăm, supra 24. Înălțimea conului, noi Y căutăm, asta se dă. Deci Y va fi H ori 7 supra 24 înălțimea până la care se ridică apa în cilindrul nostru. Mergând mai departe, acum, înaintea lucrării de matematică, Andrei își cumpără un creion neascuțit în formă de cilindru circular drept, cu generatoarea de 20 de centimetri și raza 5 mm. Creionul acesta prim. Ascute creionul, iar vârful său este un con circular drept cu generatoarea de 13 mm. Aici, cât la sută din volumul creionului inițial s-a îndepărtat prin ascuțire? Păi, haideți să vedem puțin, să desenăm. Dacă noi vom considera secțiunea axială prin cilindru aceasta, după ascuțire, creionul nostru va fi același bucata din cilindru la care se mai adaugă secțiunea axială a conului. Dacă notăm AB, oprim aici și O, știm că O oprim, care este generatoarea conului și care este egală oprim este înălțimea, va fi egală cu generatoarea la pătrat minus raza la pătrat. Știm că avem radical din 13 la pătrat minus 5 la pătrat, care, după cum știți, este 12 la pătrat, deci înălțimea noastră o oprim a vârfului este de 12 mm. Bun. Volumul de pierderi reprezintă practic volumul cilindrului
minus cilindrului, da, volumul cilindrului minus volumul conului. Volumul conului, vreau să spun că, nu, volumul conului, haideți să-l calculăm, că va fi pi r pătrat ori h supra 3, înălțimea tocmai am găsit-o, va fi pi ori 15 la pătrat ori 12 supra 3, adică va fi de 200 de pi milimetri cubi. Volumul cilindrului va fi pi ori raza la pătrat ori 200 de centimetri, de milimetri generatoare, care va fi 5000 de pi. Bun. Haideți acum să vedem dacă 5000 de pi reprezintă 100% prin regula de 3 simplă, atunci 200 de pi va reprezenta x la 100. Și după calcule găsim că x-ul este egal cu 4. Adică după prima ascuțire se pierde 4% din volum. După, nu am mers prea departe, să ne uităm la poze. Deci după prima ascuțire se pierde 4% din volum, după a doua ceva alt, cumva trebuie calculat, până la urmă se pierde de tot. Și nu oprim aici.